La cererea consilierilor județene ai PNL, președintele Consiliului Județean, Cătălin Nechifor, a prezentat stadiul lucrărilor la sistemul de management integrat al deșeurilor, sistem care include și construcția celor două grope ecologice de gunoi de la Moara și Pojorâta. Prin același proiect au fost închise gropile de gunoi neconforme din mai multe orașe ale județului. Aici avem câteva imagini cu cele mai urâte lucruri care s-au reglat în acest proiect. E vorba de gropile existente inițial la Fălticeni, la Suceava, la Gura Humorului, la Câmpul Lung Moldovenesc și la Vatra Done, unde s-au executat aceste lucrări complexe, lucrări care au redat naturii aceste terenuri degradate, terenuri care se constituiau în adevărate bombe ecologice, pentru că majoritatea erau situate pe cursuri de apă și la Fălticeni, dar și la Suceava, pe cursul Sucevei, pe Moldova, la Câmpul Lung Moldovenesc, la Gura Humorului, respectiv pe Bistrița, la Vatra Dornei. Toate aceste gropi sunt finalizate, sunt redate naturii, o parte din noi le-am și văzut și mass media suceveană, sunt zone deja enervate care nu mai prezintă nici, dacă vreți, impact negativ al privirii, al vizualului, dar nici al sănătății, pentru că toate s-au finalizat în conformitate cu normele de mediu, sunt soluții și sisteme complexe care presupun și colectarea de irigat, presupun și colectarea de gaz acumulat în aceste depozite, pentru că sub ceea ce vedem aici, partea înerbată, sunt totuși gunoaie compactate, concasate și profilate, după cum vedeți și noastră. Potrivit graficului, lucrările ar trebui să se încheie pe 31 decembrie 2015, dar termenul nu va putea fi respectat. Lucrările de construcție de la Pojorâta au fost sistate din cauza iernii, iar problema privind stația de tratare a levigatului de la Moara nu a fost rezolvată. Avem un număr de 13 contracte care au fost în derulare, majoritatea au fost încheiate, mai sunt câteva care se referă la partea de asistență tehnică, așa cum este normal, asistența tehnică curge și în anul viitor, mai este un 10% care rămâne de decontat anul viitor. Mai avem câteva dificultăți din nefericire la Moara, unde nici până acum nu avem, chit că mai sunt două zile în care din nou Comisia de Recepție încearcă să găsească o soluție cu privire la acel modul de comandă al sistemului de tratare a levigatului de la Moara, care ne-a dat foarte multe bătăi de cap, peste un an și ceva de discuții, de dificultăți în găsirea unei soluții din partea unor companii care, la un moment dat, vreau să vă spun cu sinceritate că nu mai răspundea nici măcar la telefon. Ajunseseră, conform contractului, să aibă deja penalități maximă din cuantum de 10% și, practic, suntem încă în găsirea unei soluții pe care eu nu pot să o anticipez dacă va fi așa sau nu, dar Comisia de Recepție face încă eforturi. Mai avem 3% de executat la stația de la Pojorâta și la sistemul de acolo. Din păcate, acolo iarna vine devreme și pleacă foarte târziu. Din octombrie suntem în situație de zăpadă la Pojorâta. Sistemul de management integrat al deșeurilor este construit în mare parte cu fonduri europene. Totuși, ultima tranșă de bani ar trebui achitată de Consiliul Județean. Instituția ar trebui să asigure suma din contribuția primăriilor partenere în proiect. Problema este că multe dintre administrațiile locale nu și-au achitat datoria la SMID. Deci, pe ansamblul său, în acest program nu va fi necesară susținerea cu bani de la bugetul propriu pentru a fi finalizată, în condițiile în care reușim să obținem în totalitate datoria pe care unitățile administrative teritoriale o au încă de achitat către noi, în acest moment, la data de 22-12 acei drept, pentru că astăzi încă n-am evaluat extrasul de la trezorerie, erau încă sume neplătite de către primării de 9,8 milioane de lei noi, vorbesc. Suceava are în continuare 20 miliarde de lei, 2 miliarde de lei. Fălticeni, 270.000 lei noi. Vatra Dornei, 345.000. Deci la trei localități urbane majore, ponderea este foarte mare, 2,6 milioane de lei nu sunt achitate de către Suceava, Fălticeni și Vatra Dornei. Sigur, ponderea mare o are Suceava, 20 miliarde de lei vechi.
Valoarea totală a SMID-ului este de peste 270 de milioane de lei. Pe lângă închiderea vechilor gropi de gunoi, construcția celor două platforme ecologice de la Moara și Pojorâta, banii au mai fost cheltuiți pe construcția a peste 1200 de platforme de depozitare temporară a deșeurilor. După finalizarea lucrărilor, Consiliul Județean ar trebui să organizeze o licitație pentru desemnarea unui operator care să ridice, să transporte și să se ocupe de depozitarea deșeurilor. Momentan, județul Suceava nu are nici măcar o groapă de gunoi care să respecte normele Uniunii Europene.